În seara asta o să fac o salată de arroz, de orez, pardon. Am fiert orezul. E orez care nu se lipește, mai lunguieț. Aici se numește briantă, nu știu cum se numește acasă. L-am spălat și acum l-am pus în castron și o să folosesc așa un ardei mititel roșu, un ardei verde, un salam de porc, cașcaval, porumb și veșnicile mele măsline. Salata la aceasta se mănâncă cu maioneză aparte. Maioneza se face dintr-un ou sau două, cum vreți. Și acum să tăiem totul cubulețe și să amestecăm. Este o salată extraordinară de bună pentru vară și, să spunem așa, între ghilimele, dietetică. Deci am tocat absolut tot. Dacă observați, cașcaval, am pus măsline verzi și negre. M-am răzgândit, că eu sunt țara măslinilor, știți, nu? Cașcavalul, am pus porumbul și acum le amestec și bag salata la rece. Deci doar se amestecă. Imediat o să vedeți că nu pot să arăt cu o mână. Mi-e dificil. Cam așa arată salata mea de vară, de orez. Dacă nu vreți salam, se poate pune și ton, deci conservă de pește. Este foarte bună. Eu nu pot să fac pentru că la mine nu mănâncă toată lumea. Am o persoană aici în casă care nu prea este adictă la pește. Mie îmi place și cu pește. Deci, în loc de salam, puteți să puneți ton. Facem maioneza aparte, o băgăm la rece și se servește extraordinar de bună. Este pe timp de vară, e fenomenal. Și am pus să fac și o salată de paste. Care vrea de paste? Dar de paste salata v-am pus-o. O aveți aici pe canalul meu de YouTube, de bucătăria lui Mirela. Sper să vă placă această rețetă. Să aveți poftă voi care o să o faceți și noi care deocamdată am făcut-o și o vom servi.